Încetul cu Întrebare pentru încetul mai... Marian. Bine ai venit, Marian. Bine v-am găsit, dragii mei. O surpriză. Păi am zis să ies de la muncă ca să vorbim niște lucruri mai serioase, că munca poate să mai aștepte. Întrebarea care pusesem înainte, de ce noi ne identificăm cu ego-ul întotdeauna, deci cu nefericirea, și nu ne identificăm niciodată cu fericirea care nu se termină niciodată. Și așa de simplu, noi devenim diavol, pentru că diavolul zice nu e bine, nu e adevărat, nu e drept, eu știu cum trebuie să fie, voi nu știți cum trebuie să fie lucrurile. În momentul în care noi negăm, deci asta înseamnă identificarea cu diavolul, negarea lui Dumnezeu care este greșit. Deci noi nu-L acceptăm pe Dumnezeu greșit, fals, mincinos, trădător. Aici este problema noastră. Deci religia ne-a învățat și noi credem că trebuie să fii ca model să iei această idee că trebuie să fii impecabil, să nu greșești niciodată, nu este adevărat. Atunci noi pe cel care greșește nu mai putem să-L iubim. Din contră, noi trebuie doar să acceptăm pe Dumnezeu greșit așa cum este. Asta era soluția. Nu să-L excludem pe cel care greșește. Noi îl excludem din viață și din univers pe cel care greșește. Deci, de fapt, îl exclude pe Dumnezeu care se prezintă sub forma unui om greșit. Deci, tema importantă este că noi ne diabolizăm când îl excludem pe Dumnezeu greșit. Și îi zicem lui Dumnezeu greșit că tu nu ești cum trebuie, tu nu știi ce faci, îți spun eu cum trebuie să faci. În clipa respectivă, omul s-a diabolizat, a pus o regulă umană mai presus decât iubirea și nu mai poate să iubească. Urește. Și se simte asta că își crește furia, mânia, supărarea, care sunt caracteristice ale iadului. Deci el a devenit diavol instantaneu și nu știe. Am întâlnit asta și recent o doamnă spunea despre tatăl dânsei că este în dogmă, dar dogma aceea i-a dat o stare de nefericire și continuă că consideră că oamenii sunt neînregulă, că este suferință în lume, mai sunt și călugări care îi alimentează chestia asta, în condițiile în care nefericirea este a egoului, el a creat că trebuie să zici că ceva nu este bine, că acel lucru să nu devină, nu devină bine în realitate. Deci noi ne creăm o realitate așa cum gândim noi și dacă noi am crea o realitate plină de acceptare și înțelegere, noi am intrat în iubire. Deci întrebarea care am pus-o înainte era din ce cauză alegem noi calea egotică întotdeauna și fugim și știm foarte bine ce să facem și cum să fugim de calea divină. Pentru că dacă am fi în iubire, viața noastră s-a schimbat imediat, omul din față s-a schimbat, am devenit fericiți, am avea succes în tot ceea ce facem, n-ar mai exista boli, pentru că ca să existe boală trebuie să este un eu, să fie un eu care să sufere, fără eu acela nu există suferință și viața noastră s-ar lungi. Deci noi tot timpul luptăm împotriva lui Dumnezeu și împotriva fericirii și împotriva vieții, nu o vrem. Deci noi nu alegem să fim fericiți, alegem să fim nefericiți continuu. Da. Din ce am observat este că nu acceptăm pe cel greșit ca fiind greșit. Deci, de fapt, și noi am fost greșiți de atâtea ori în poziția aia și omul din față care este greșit, cumva ego își dă cu părerea că el nu are dreptul să fie greșit și vrea mereu să-l schimbe, să-l facă negreșit. Dar, de fapt, asta este o prostie, pentru că și noi am fost în poziția aia de multe ori. Îți dau un exemplu. Ieri m-am dus să-l văd pe Sasha, băiatul ăsta cu paralizie. Era la școală și făcea temele. Și l-am văzut că, în loc să-și termine proiectul, el se uita la ce se întâmplă în război și era foarte supărat că el e ucrainean și că a zis că nu, că ce arată la știri nu este adevărat, că el are familia acolo și a început să fie foarte agresiv, a început să ridice tonul că vrea să omoare pe ruși, că nu știu ce, că are acum numai. Era foarte, foarte diabolizat și în interiorul meu mă uitam la el. Prima reacție a fost să încerc să-l corectez, să-i spun cumva, stai, liniștește-te, întoarce-te la proiectul tău de școală, că e mai important. Dar m-am dat seama că este un ego foarte mare și am zis, de câte ori am fost în poziția aia și până nu am avut suferință, nu am putut să înțeleg lecția și l-am lăsat exact cum este, am tăcut, eram într-o pace de plină
și pentru că doar l-am ascultat și el se răzvrătea și începea să se enerveze, a dat cu pumnul masă, a zis că nu, că trebuie să se termine războiul ăsta, că nu se mai poate, că ce se întâmplă cu familiile alea, copiii care mor, și a început și mi-am dat seama cât de nervos era, deci avea o nevroză din asta necontrolată, care și eu am avut-o de atâtea ori, deci am fost ani de zile în nevroză, știu exact ce a fost și am zis cum să încerc eu să-l schimb, când de fapt sunt eu care am fost deja în starea aia și este aberant să încep acum eu să-i dau vreo părere din interior. Și am stat în pacea, l-am lăsat să vorbească și am spus, da, așa este, așa este. E ok. Nu, n-am încercat să argumentez de niciun fel și după vreo 20 de minute s-a liniștit complet. Deci el s-a liniștit și a început să vorbească de alt subiect. Deci era probabil... ne vin mereu teste în față, cumva, așa le văd. Ne vin teste să vedem dacă noi avem vreo reacție față de cel chipul negreșit, care este perfect cum este. El este într-o stare de... El trebuie să experimenteze starea asta de nervi și de... Și am zis, de ce avem noi tendința mereu să încercăm să-i schimbăm pe ceilalți? Mereu m-am întrebat chestia asta. Și ce mi-a venit în minte este, pentru că noi fiind programați de mici și intrând în lumea asta duală ca să o experimentăm, este cumva normal că ego să aibă tendința să încerce să guste din realitatea asta. Deci este o dorință a lui să cumva să intre în realitatea asta și să o schimbi. Că dacă tu experimentezi, are mereu intenția asta să schimbe, adică să facă ceva, să aibă o acțiune proprie. Și prima lui acțiune este să schimbe pe ceilalți. Asta este primul lucru la care se gândește. Sau încearcă mereu să facă ceva. Trebuie să aibă o ocupație. Că dacă nu are ocupație, se plictisește și moare și se enervează de colme. Și noi în starea aia de pace, adică când m-am văzut în starea aia de pace, deci cred că este și antrenament. Nu putem așa din prima, chiar că înțelegem că suntem deja Iisus, nu cred că chestia asta o putem opri pe loc. Adică este cumva un antrenament cu noi ca să ne observăm că și noi am fost în stările alea și să le acceptăm. Adică, de fapt, să ne acceptăm pe noi înșine. Asta este ideea. De fapt, să ne uităm la celălalt și să spunem, păi, și eu am fost acolo și ăla sunt eu. Și acolo s-a oprit. Ego nu mai are ce să zică, pentru că e oglinda noastră. Și acolo am observat că nu are ce să comenteze că când ne vedem pe noi față în față, ca tranziții, atunci el nu mai are ce să spună că suntem greșit. Că el știe că e foarte bine ce sunt. Adică noi, sufletul știe că este oglinda aia, este perfectă cum este. Nu știu dacă... Deci vrei să spui că atunci când cineva începe să lupte cu tine, tu să spui ai dreptate. Ai dreptate. Dar nu, nici nu s-a luptat cu mine. El vorbea de o situație care eu știam cât rău îi face. Adică e bun pentru sufletul lui, dar știu trăirile alea că deja l-am trăit. Și am zis, e perfect cum este. Luptă-te. Dacă asta simți, ce să fac eu acum? Să încep să-mi pierd și eu energie, să încerc să te convinc, care știam că nu pot să câștig în lupta aia, pentru că el era în ego ăla și n-aveam cum un ego cu un ego. Tu trebuie să intri într-un ego într-o bătălie. Asta este ideea. Dacă tu intri cu un ego într-o bătălie, cine câștigă? Este exact cum ai spus tu, cel care predă primul. Da. Da, cel care predă primul, ăla este cel care câștigă. Și ieri am observat perfect. Și l-am văzut că de calm a fost toată seara. Am mers cu el la mână până la metrou și am vorbit de alte chestii. A zis că... Deci, a uitat complet de război. Deci pentru că l-am lăsat să se manifeste și nu am reacționat. Și probabil că starea mea de pace l-a ajutat și pe el să se liniștească. Vindecă. Să se liniștească, da. Dar în trecut n-am avut asta. În trecut încercam să-i explic, nu mai fa asta, nu. Și vedeam cum crește tensiunea și după aia ne certam și intram în alte teme, că nu, că stai, că... Și după aia ego imediat abia așteaptă să te revolți, că el imediat știe, are argumentele speciale pregătite, le are la mână ca să creeze alte noi scenarii, ca să creeze cât mai multă ceartă și cât mai multă suferință pe traseu. Și când făceam chestiile astea în trecut, îmi amintesc că plecam cu o durere în piept foarte mare, ca o nemulțumire. Celălalt de lângă mine, la fel, era foarte nemulțumit. Și ca cumva să se reglementeze starea asta între noi doi, adică să fim înapoi prieteni, unul din noi trebuia să cedeze. Și cine era? Tot ego meu trebuia să cedeze, să spun îmi pare rău ce am făcut. Adică tot eu să-mi recunosc vina că cumva eu am inițiat lupta aia, cu toate că a venit înspre mine. Correct. Da. Deci când reacționezi devii ego. Și soluția ca să... Deci era și pentru noi.
Pentru că îl considerai greșit și tu. Dacă îl consideram greșit, în trecut, dacă mi-o luam, dacă ziceam ceva, am văzut cum imediat aștepta. Deci te verifică da. Dumnezeu prin orice om, așa este. Îi dai dreptate imediat și a intrat în liniște. Și liniștea ta vindecă totul. Și tu știi de unde vine la oameni. De ce? Că m-am întrebat din ce oamenii văd lucrurile greșit. Ei nu au înțelegerea faptului că în fața ta Dumnezeu se reglează unul pe altul. Adică el fiind în toate, îi pune pe unul să se întoarcă împotriva altuia și se ciocnesc. Dar ce-i treabă? Că este bine că se întâmplă așa. Se ciocnesc și este drept să se întâmple așa, că el știe socoteala. Adică îi pune să se ciocnească acum ca să nu se trezească cu boli sau accidente mai târziu. Deci când se întâmplă ceva de genul ăsta, este bine, trebuie doar să accepti. Să nu zici niciodată că ceva e rău, că nu există. Dumnezeu nu este nimic rău, nu există. Da. Cine spune rău? Că totul absolut perfect, el le face minunat tot ce face. Este o splendoare ce face lucrătura lui. Și da. Ce s-a întâmplat azi dimineață? Mi-a zis că s-a culcat la 5 dimineața, că a mai terminat proiectul și acum când m-am dus la școală să-l văd, era foarte odihnit. Mi-a zis, am dormit 3 ore, nu știu cum s-a întâmplat prima dată când dorm liniștit, că el înainte te dormea foarte, foarte plin cu gânduri, nu putea avea o stare de nervozitate și m-am gândit cum starea mea, că nu am zis nimic, l-a ajutat și pe el să-l încarce cu energie. Așa l-am văzut. Deci l-am văzut luminos la față, nu mai era așa de diabolizat și nervos cu ce se întâmplă acolo și am spus un singur lucru, am zis, mulțumește lui Dumnezeu că ești aici și că nu ești în război. Asta este o chestie care trebuie să fii, adică să înțelegi că și chestia asta că ești aici și nu ești acolo, este o bucurie pentru că te-a protejat să nu fii în mijlocul războiului și să ai și tu chestia aia. Deci, și a zis, da, este adevărat, uite că nu m-am gândit la asta. De fapt, eu sunt aici cu un scop să fiu ferit de război. Deci, mi-am zis, atunci, de cine mai bate în cap? Adică în interiorul meu mă gândeam, Doamne, ego-ul ăsta caută absolut orice prilej să caute, să provoce o ceartă. Deci el nu mai cu asta. El caută în continuare în exterior fiecare lucru. Și pe stradă mă uit, când merg pe stradă, sunt foarte atent. Să nu încep să scobesc omul, să văd cum e îmbrăcat, de ce e gras, de ce e... Adică să nu cumva să scop vreo etichetă pe gură sau în minte măcar, nici măcar nu trebuie să o spun verbal, că ego imediat începe ca un fir așa mic și subțiri, începe să facă ca o lupă din aia și își dezvoltă așa ca o idee și din ideea aia mică se face poveste și din povestea aia devine roman și tot așa și nu se mai termină. Deci este interesant ca... Plus că vei crea o reacție. Deci orice gând al nostru va crea din față o reacție. Realitate. Da. Realitate. Ne creăm o realitate. Și foarte, foarte bine zis Cristina ce ai zis, că noi suntem deja Iisus. Și trebuie unde să-L căutăm cu autobuzul? Exact. Unde? Adică este o aberație. Dar ca să conștientizezi că ești Iisus, cumva trebuie să conștientizezi că și realitatea din exterior nu există cumva. Adică e doar o iluzie a minții. Că e doar acolo creată ca să ne testeze, să vadă cât suntem noi în acceptare și iubim pe toți semenii noștri la fel. Și că nu avem absolut nimic de ce să comentăm de absolut oricine. Că toți care sunt în fața noastră suntem noi. Și nu avem ce să comentăm la noi, adică noi, adică să ne batem singuri. Cum zicea odată Elena Scutariu pe la început cu coglinzile. Eu mă bat singur, îmi dau pulmi în cap singur. Ce rost are? Cât e energie irosită, inutil, așa văd. Uite, chiar așa a spus Cristina, suntem deja Iisus, unde să îl căutăm cu autobuzul? Da, așa a zis. Cu autobuzul Cristina? Da, am zis că nu trebuie să luăm autobuzul ca să ajungem în divin, că deja suntem, că tot ne imaginăm că trebuie. Noi suntem șoferul, da, noi suntem șoferul și îl căutăm pe afară. Da, deja suntem acolo, toți ne imaginăm că trebuie să facem nu știu ce, să tărăra. Nu, parcursul este doar să ne întoarcem în interior, atâta, dar noi suntem deja divini. Nu trebuie decât că trebuie să răsturnăm identificările. Atâta tot să ne întoarcem către interior și să revenim așa cum am fost creați. Atâta. Dar nu, de asta am zis într-un fel de glumă, că se reține mai ușor și mai bine pentru toată lumea. Și mie îmi place hazul ăsta, că și eu credeam la fel pe vremuri și vorbesc din experiență tot ceea ce spun și știu că tot timpul îmi imaginam că ca să ajungi nu știu unde, iei autobuzul și călătorești mult și bine până ajungi. Nici poveste, deja am ajuns. De când ne-am născut.
Suntem la destinație. Îl căutam, da. Îl căutam în Mexic, pe la piramide, pe la Chichen Itza. Da, da, acolo da. Mă duceam. Suntem la destinație. Da. Suntem la destinație. Dar într-adevăr, cum ai zis tu, Marian, ego-ul așa este, mârâie, într-una mârâie, nu e obișnuit să tacă, nu e obișnuit cu liniștea, cu acceptarea, nu e obișnuit, întotdeauna comentează, întotdeauna, măcar în gând, dacă nu intervii ca o reacție în exterior, dar în gând mor mai ceva și eu mi-am adus aminte, vorbind cu Bogdan, cum eram eu, că la un moment dat, ca să vezi, eu făceam partea cea mai grea care era de făcut și cea mai ușoară nu făceam. Adică eu, ca și comportament, făceam acceptarea, făceam lăsarea, făceam, dar în gând aveam o judecată, mârâiam ceva, nu știu ce, de aia știu că ego-ul ăsta cumva tot răsare, pentru că liniștea e ceva ce el urăște foarte tare. Adică să fie mintea liniștită și tu să fii într-o pace... El urăște și atunci caută conflictul, nu acceptă, îi vede pe toți greșiți, consideră că trebuia să fie altfel. Prostii din astea, care sunt doar mentale, efectiv mentale. Noi dacă oprim gândirea asta critică și judecata noastră, o să vedem cum ușor revenim în pace. Dar e un parcurs, e un antrenament, e o disciplină, cumva. E o disciplină, că mintea funcționează ca o turbată. Mereu și uneori fără să vrem, adică pe pilot automat așa, ne sabotează. Dar nu e nicio problemă că încetul cu încetul slăbește. Cu cât noi mai mult stăm în divin, în acceptare, în non-reacție, ea se liniștește și tot mai rar apar gânduri din astea și așa și noi acum dacă știm ce avem de făcut, lucrăm cu ele și intrăm în divin mult mai ușor. Eu cred că trebuie oprit, Cristina, să știi, trebuie oprit comentariul complet. Deci să înțelegi că în fața ta ai un televizor, un aparat, deci care este lumea și nu poți să te ceri cu televizorul, nu poți să îi spui nimic, nu poți decât să te uiți la el și atât. Deci dacă nu poți să schimbi canalul? Nu. Nu poți să schimbi canalul? Nu poți să faci comentariu, că degeaba ai comentarii, că nu te ascultă nimeni. Deci trebuie să-l lași așa cum este. Deci Dumnezeu este... Deci în divin ajungi foarte repede în momentul în care îl lași așa cum este. Atât trebuie. Trebuie să înțelegi că orice comentariu pe care îl faci nu este adevărat. Numai ego-ul face comentariu, sufletul doar tace. Sufletul nu intervine niciodată, pentru că la el toate sunt bune. Că ego-ul când comentează intră în conflict cu un alt ego și apare conflictul. Și asta e mișcarea lumii. Mișcarea asta browniană în haos a lumii. Dar în momentul în care totul taci, uite, moartea este superbă. Acolo atingem și noi starea divină. În starea morții, mintea tace. Deci când mintea tace, am atins divinul imediat. Eu am pățit chestia asta, că am avut un fel de lapsus, un lapsus produs de pictură. Mi-a căzut sistemul de operare Windows-ul și fără Windows n-am mai știut unde mă aflu și cine sunt. Și n-a durat decât câteva minute și am ieșit din corp. Deci asta înseamnă, deci te resorbi în ființa care ești tu și am trecut de flumul de gânduri și am intrat în spațiul care ești. De fiecare în fundal și muntele și apa și stelele și soarele și pământul și oamenii, toată lumea este în fundal, în spațiu infinit de puncte aurii de fericire. Fiecare punct acela este o entitate corespunzătoare pe pământ. O entitate, e un munte, e un soare, un corespondent. Noi un corespondent, dar toți în fundal suntem acel spațiu, suntem o singură ființă. Dacă înțelegem lucrul acesta, este foarte ușor, că este ca o șaradă. Deci noi am venit aici pe pământ ca să înțelegem că nu suntem nimic din lumea aceasta, ca să aflăm cine suntem noi cu adevărat, suntem spațiu. Și se obține numai când nu mai intervei. Deci încetul cu încetul intri într-o stare de acceptare așa cum este și atunci dai seama că tu ești mult mai mult decât ceea ce crezi tu că ești. Ești infinit. Și îți dă o stare... Primul lucru pe care l-am trăit dincolo de fluviul de gânduri a fost că am avut un sentiment de că sunt plin și lipsă de întrebări. Deci aici există un zgomot al minții. Mintea tot timpul socoate, gândește, cântărește. Acolo nu era nimic. Deci nu aveam întrebări și din cauza asta îmi dădeam seama că eram fericirea toată de acolo, nimeni nu mi-o poate lua niciodată și că este natura mea.
Și acest lucru îți dădea un sentiment de fericire imensă, pentru că nu poți să pierzi. Aici pe pământ, pentru că împărțim în bine și rău, trebuie să luptăm pentru fericiri minore. Dar acolo ești toată fericirea. Totul pornește din faptul că noi împărțim în bine și rău. Trebuie să exersăm zi de zi acceptarea aceasta, să înțelegem că Divinul vine din față greșit, prost, necredincios, nedrept. Deci Dumnezeu nedrept, îl accesi pe Dumnezeu nedrept și trebuie să exersezi acceptarea lucrurilor pe care nu le poți accepta. Deci îți poți face niște liste, o listă. Ce nu accepte în viață? Omul care e necredincios. Păi ăla trebuie să înveți să-l accepti. Nedreptatea. Trebuie să înveți nedreptatea și mereu să spui în față, nu e adevărat că ceva este nedrept ca să-mi scadă mie credința că este nedrept în lume. Deci întotdeauna îți arată ce este în tine, ce trebuie să scazi la tine, să scoți. Îți vine în față un mincinos, înseamnă că tu nu suporți mincinoșii și trebuie să scazi această credință. Până nu le stingi pe toate, viața ta nu devine frumoasă. Este foarte important lucrul ăsta. Deci mereu trebuie să stingi în tine ceea ce nu-ți convine la alții. Înțelegi? Adică trebuie să-L accesi pe Dumnezeu în toate formele și să înțelegi. Dumnezeu vine și sub forma necredinciosului și a nedreptății și a hoțului și a cerșetorului, a împuțitului, a omului care e miroase urât. Trebuie să accept murdăria, imperfecțiunea. Deci toate lucrurile pe care nu le accept, pe acelea trebuie să le accept. Ălea îți produc rău pentru că ego-ul, ca să existe, el mereu zice că ceva nu e bine. Și tu mereu trebuie să fii atent să zici invers. E bine așa. Deci și omul acela nepriceput sau murdar este tot Dumnezeu. Și vă rog să vedeți filmul American Beauty. Acolo se vede un om și ca exercițiu este foarte interesant să mergi cu o cameră de fotografiat prin orașul tău și să faci fotografii. Când te uiți prin spatele obiectivului, vezi lumea detașat. Adică lumea se mișcă în fața ta, dar atunci stau prin fața camerei de filmat. Și zice, am filmat o femeie a străzii, stătea pe bordură și era cu părul vulvoi plin de purici și, bineînțeles, murea urât. Și ce era frumos la această femeie, zdrențuită și care mirosea urât? Și el a zis, ce văzut în spatele ei? Frumusețea. Deci a văzut Divinul. Deci dacă reușești să vezi în spatele lucrurilor neplăcute, urâte, că de fapt nu este, deci nu trebuie să eliminăm toate aceste etichete că e urât, că e rău, că e murdar, că e imperfect, nedrept. Nu există așa ceva. Dumnezeu când se prezintă sub forma unei nedreptăți, ai nevoie să înțelegi că acolo nu este nedreptate. Și să vezi o chestie. Este un film, am povestit despre Living Luminaris. Și acolo vorbește despre un deținut într-o închisoare de maximă siguranță, nu știu de pe unde, Filipine. Și ăsta a fost băgat în închisoare pe nedrept, pentru ceva, o crimă, nu știu, pe care el nu a făcut-o. Și era foarte supărat pe chestia aceasta și îi ura pe toată lumea. Și mai veneau și furnicile, că furnicile îl mușcau pentru că el ura. Știi? Și erau furnici din alea mari care îl chinuiau. Și în momentul în care el a acceptat furnicile, a acceptat să fie mușcat, de fapt a acceptat nedreptatea. Îi se făcea o nedreptate, era mușcat de furnici. A acceptat nedreptatea de la judecătorie. Și când a acceptat nedreptatea, furnicile imediat, că realitatea îți arată ce e în tine, continuu, au început să-i aducă firmituri de pâine de la bucătărie. Și îți dă seama, miliarde de furnici, la sfârșitul zilei făceau un bol, așa că n-avea ce să mănânce. Și a zis, ce am învățat de la furnicile acestea, n-am învățat niciodată. De fapt, Divinul l-a învățat. În momentul în care el a renunțat la credința că a fost ceva rău, și s-a acceptat situația de viață așa cum este, s-a luat din nou judecata, s-a reluat judecata și l-a găsit nevinovat. Deci atâta timp cât credea că este ceva rău în lume, oamenii furnicile l-au atacat. Vorbeam de noi că noi nu suntem mai special ca ceilalți. Deci noi nu avem nimica mai... Este doar practica care o facem, care ne-a învățat Marius, și o facem zilnic și ca să avem starea asta de tăcere. De ce nu este așa să renunțăm la ego, Cristina? Sau Marian, spuneați ceva. Te las, Cristina, să spui tu și continui după ce am început. Păi,
Nu știu de ce. În primul rând că e o chestie de obișnuință. Ego-ul ăsta este destul de puternic. Încă o dată spun, eu nu vorbesc în general. Poate sunt oameni care nu trebuie să se simtă afectați de ce spun eu. Dar observațiile mele, din ce observ eu, că am văzut că sunt niște doamne care sunt mai mature sau mai nu știu ce, nu e cazul lor. Poate acolo deja ego-ul e mai slăbit, personalitatea lor nu e așa de puternică, au trăit altfel de vieți, au avut altă adolescență, altă copilărie, cine știe, nu se aplică. Dar eu mă refer acolo unde ego-ul e la cote extraterestre din astea, adică unde apare după fiecare respirație. Cum respirăm, exact așa suntem pe ego. Acolo mă refer, că ne dăm seama sau nu, conștient sau inconștient, ăsta stă non-stop și ne vânează. Ne momește și ne atrage în mental, în gânduri, în critică, în non-acceptare. Acolo mă refer eu cu tot greul ăsta despre care zic că este foarte, foarte greu. În mod normal, n-ar trebui să fie greu. Dar l-am împuternicit și noi, pentru că ne-am trezit târziu, după ce zeci de ani am fost pe ego. Adică pentru noi e un mod de a fi. E modul nostru de a fi. Și acum, de a opera. Și acum ca noi să schimbăm, să instalăm un alt soft nou. Noi trebuie încet, încet să deschidem sertare și să facem curățenie. Iar mai deschidem un sertar, iar facem curățenie și punem altceva acolo. Și tot așa. Și pe măsură ce facem lucrul ăsta și realitatea noastră se schimbă, că ea ne reflectă și o să vedem că se modifică în bine, când terminăm curățenia definitivă, vine și pacea. Acum treaba noastră e să ne ținem pe traseu. Cumva. Cam asta este treaba noastră, a celor care, încă o dată zic, au fost terorizați de ego. Cine nu e terorizat? Nu trebuie să facă la măsura asta. Și atunci, uite cum ziceai tu, mereu trebuie să ne întrebăm la ce opunem rezistență cel mai tare noi. Ego, la ce opune cea mai mare rezistență? Adică ce e cel mai dureros de acceptat pentru ego-ul meu? Trebuie să știm că ălea o să ne vină în față și că acceptându-le pe ălea, alea omoară ego-ul. Deci noi cumva știm cumva niște secrete cum ar veni, că ne gândim unde am neacceptare, ce judec, ce critic, ce dorințe am, ce așa. Ei, acolo unde identific lucrurile astea, trebuie să înțelegem că alea o să ne vină în față, tocmai ca să le acceptăm, deci să scădem ego-ul care le-a produs, cum ar veni. Asta e teoria, da? E o muncă cumva aici. Interesant, da, scuze-mă. Nu, spune tu. Ce vreau să zic, ce este interesant când, să zicem, greșim față de cineva și nu am fost conștienți și după aia conștientizăm când am aflat acum învățătura, că avem ocazia să reparăm foarte ușor ce am făcut. Și noi da. Să facem primul pas. Dar ce se întâmplă? Ego are așa de mare tract că nu vrea să facă gestul ăla, să vină de jos în sus pe celălalt, să-și recunoască vina, să spună, iartă-mă pentru ce am făcut, că îmi dau seama că eu am creat realitatea asta și eu ți-am creat un deficit, atacându-te și criticându-te. Da. Și când o facem din toată inima, este așa de ușor pentru că divinul simte că inima este în direcția asta și ne dă tot suportul și observăm că cel din față se schimbă miraculos și ca și cum ar fi așteptat dintotdeauna reacția noastră ca să ne împăcăm cu celălalt. Că celălalt din față nu o să vină niciodată spre noi ca să-și ceară el iertare, pentru că el nu are nicio vină. Noi suntem cei, de fapt, care am creat realitatea și l-am schimbat și l-am forțat să fie în poziția aia, știi? L-am trimis în ea direct și noi, de fapt, suntem responsabili 100% să scoatem din ea de acolo, pentru că noi cu mânuța noastră am făcut-o, cu ego-ul nostru și ducându-se spre ei și spunându-i te iubesc, să știi că atunci n-am știu ce am făcut. Poate nu mi-am dat seama și îmi pare rău pentru fapta aia. Ne uităm și la celălalt că schimbă privirea și ca și cum Dumnezeu îi schimbă complet realitatea și vine spre noi cu iubirea pe care noi o transmitem către El. Da, așa este.
Așa este, adică în momentul în care noi facem ciclu complet, cum ar veni, adică vedem nenorocirea din față, critica sau ce am făcut noi, și dacă chiar am intrat în reacție, adică nu din prima am reușit să rămânem în pace, noi trebuie să știm că dacă finalizăm ciclul ăla, adică ne despărțim în păcați, în iubire, liniștiți cumva sau nu știu ce, e ca și cum am șters, pentru că Divinul se uită la intenția noastră, nu se uită dacă am făcut-o complet sau n-am făcut-o la intenție, adică ne-am dat seama și am vrut să ne cerem iertare și să ne împăcăm. Iertare, da, în ghilimele, că nu e. Da. Pentru că noi înțelegem că l-am solicitat cumva pe cel din față să ne vină în ajutor. L-am da, chemat, sufletul. Sufletul l-a chemat, dar într-un dual trebuie să facem anumite acțiuni de reglare. Da, doar că să știi că, uite, de exemplu, vreau să spun și chestia asta care am observat-o, că pentru cei, de exemplu, traumatizați în copilărie sau așa, nu-i cuvântul potrivit, traumă, da, să zic așa, este puțin mai greu. De ce? Că, pentru că ei văd lumea foarte ostilă, foarte ostilă, foarte împotrivă și cumva au o dorință de răzbunare, chiar dacă nu-și dau seama sau așa, adică dacă noi ca și copii am suferit la partea asta cu iubirea, n-am fost total acceptați, iubiți necondiționat, n-avem complet bagajul ăsta, în noi undeva profund există chestia asta, înțelegi? Adică un fel de dorință așa de răzbunare, de ură, de critică, de nu știu ce, și atunci noi trebuie să știm informația asta, să ne căutăm bine și să înțelegem că din cauza acestei traume, ca să zic așa, sau suferințe vechi sau așa, ea trebuie să o curățăm. Și ca să o curățăm, ea cheamă în față lucruri care ne produc același lucru. Adică ce cheamă ceva ca noi să urâm, să criticăm, să ne răzbunăm, cheamă ca în sfârșit noi să nu mai urâm lucrul ăla. În sfârșit să nu ne mai răzbunăm. Dar vine situația în care ne vine să ne răzbunăm, ne vine să criticăm, ne vine, și atunci în situația aia să nu o mai finalizăm cum ar veni, adică să nu o ducem până la sfârșit ca să o ștergem. Și acceptarea acelei situații, chiar dacă e dureroasă, chiar dacă, eu știu, nu ne convine, în situația aia am șters programul respectiv. Și atunci noi trebuie să înțelegem că ducem niște programe din astea pentru care nici măcar nu suntem responsabili sau vinovați sau eu știu. Dar am observat totuși că cei care au fost traumatizați într-un fel, ego-ul cum ar veni, ego-ul ăla este foarte răzbunător cumva, da, foarte critic. Sau sufletii care vin fără un părinte, să zic, fără un tată, și apoi se căsătoresc cu un bărbat și se așteaptă ca bărbatul ăla să fie tatăl lor. Care, adică au așteptare de la celălalt cumva să facă înlocuitor ce le-a lipsit din copilărie. Știi? Și acolo este tot un ego foarte... Adică nu avem cum să ne dăm seama pe moment, cumva, nu? Adică în interior simțim că niște chestii nu sunt în regulă, dar până nu trecem prin viață, cumva, și prin fiecare experiență și suferință, nici nu vedem lucrurile foarte clar. Adică că are tendința mereu ego să spună că nu, că dacă gata, am bărbatul ăsta acum, el ar trebui să facă cam tot ce n-am avut în copilărie, adică să-mi îndeplinească toate rolurile. Și în așteptarea aia mare și zilnică și bombăneala aia, știi, în fiecare zi aștepți și nu-ți vine, durerea crește, adică suferința crește în interior și ataci mult mai ușor. Nu ataci numai bărbatul, ataci pe toți din jurul tău. Deci nu mai este vorba de ce este în casă. Aici se extinde în exterior și se extinde pe creație după aia. Se duce pe creație direct. Îți ataci copilul mult mai ușor. Ești foarte recalcitrant cu oricine care îți vine din față și automat tu, creând starea de nervozitate continuu care nu ți-o rezolvi, care totul din interior, automat sufletul cheamă cât mai mulți corectori. Corector, din toate pozițiile, foarte subtil, poate să vină din orice poziție, nici nu ne așteptăm și ne ia mereu prin surprindere și nu facem corelarea între punctul că avem așteptare acasă și că șeful de la birou te dă afară a doua zi sau te scuipă sau te înjură. Și nu știi după aia de ce se întâmplă atâtea traume și după aia dai vina și pe Dumnezeu că nici el nu te ajută și tot așa și continuă programul. Da. Așa este, foarte, foarte bine ai punctat chestia asta, pentru că cumva ego-ul ăsta care, mă rog, se simte
are pretenții, cumva caută ceva în exterior mereu ca să fie complet, ca să fie satisfăcut, ca să fie mereu caută și are pretenții. Bineînțeles că în exterior această căutare și această, sau atașament, sau ce-o fi, că vrei o plăcere sau ce vrei, exteriorul îți răspunde cu inversul, pe dos, pentru că tu ești într-o lipsă, cum ar veni. Și lipsa îți vine din față. Adică ego-ul ăsta îți creează sentimentul de lipsă. Că tu nu ești complet, tu ai nevoie de ceva de afară, să fie într-un anume fel, să te servească, să-ți vorbească într-un anume fel, să te slujească. Tu cauți un model, ai un standard și în interiorul tău tu de fapt ești într-o mare lipsă, ești pe minus. Și din față o să-ți vină numai minus. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem responsabili să rezolvăm problema aia acceptând-o. Și acceptând mereu, 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 modificăm acea realitate, dar doar din poziția asta de acceptare. Noi asta nu facem, pentru că nu ne împăcăm cu viața și cu... Nu suntem împăcați. Noi mereu avem o pretenție și nu știm de unde ne vine și cum s-o rânduim, știi? Da. Și mintea noastră este foarte agitată. Foarte, foarte agitată. Întrebare. Livrează numai prostii. Da. Am o întrebare. Cum se inițiază ego-ul? În ce metodă? Cum intră el în funcțiune? Ați observat? Cum se inițiază acum când deja l-avem sau de unde l-avem? El se ridică așa, se trezește deodată și intră în funcțiune. Cum se trezește el? Ce zice el când se trezește? Că zice ceva. Spune ce zice. Zice că ceva nu e bine. Că nu-i convins. Spune eu. În primul rând, eu. Asta e primul lucru care spune. Ceva nu e bine. Da? Și ceva nu e bine. Primul lucru are reacții. Este reacții, e reactiv. Da. Dar mă gândesc, dacă noi avem 5 simțuri, cumva e normal să trecem prin tot procesul ăsta de filtrare a acțiunilor și a tot ce se întâmplă. Deci cumva este un parcurs foarte normal care îl avem cu toții, să suferim, să trecem prin asta, să observăm cât mai mult că este perfect ce se întâmplă, dar modul că noi reacționăm, știi de ce, Marius, mă gândesc și Cristina, mă gândesc că noi am văzut asta peste tot, că toată lumea reacționează. Deci dacă noi de mici am fost capturați cu software-ul ăsta, noi observăm asta în realitatea noastră, ne uităm în stânga și în dreapta, toată lumea reacționează și ni se pare ceva foarte firesc să reacționăm și noi. Și ni se pare că cumva la Dumnezeu ajungem când reacționăm mai mult, că suntem mai înalți, mai superiori și cumva cred că și de acolo pleacă ideea că trebuie să avem mai multă abundență, să avem mai mulți bani, să avem mai multe haine și din asta crește, din în primul rând, în lipsa că nu ne cunoaștem esența, că nu știm că suntem Iisus, că nu ne-a spus nimeni. Și doi la mână este că mereu avem tendința că nu lumea asta, fiind construită pe foarte mult material și pe atașament, ca să ajungi cumva la Dumnezeu, trebuie să acumulezi cât mai mult. Asta este. Eu așa am observat în realitatea în care sunt. Și ce se mai întâmplă o chestie? Foarte bună corectare este când ești în relație cu publicul. Când îți vin clienții de tot felul, de toate formele, acolo este. Îți vine unul de toată, și gras, și slab, și împuțit, și tu trebuie să-i accepti pe toți exact cum sunt. Deci acolo mi se pare cea mai bună lecție de corectare a ego-ului. Pentru că ego-ul tău trebuie să fie așa de impecabil, încât să nu mări nimic la absolut orice realitate pe care Dumnezeu ți-o trimite. Sau orice rol își ia. Da, eu cred că lucrul cel mai greu pe lume, cel mai periculos pe lume pentru stăpânii la lume este să te comporți ca Iisus, pentru că nu e nevoie să lupți cu ei. Ăla care nu luptă cu ei e cel mai periculos. Și fiind ca Iisus și când nu mai vezi niciun rău în lume, ești efectiv cel mai periculos om, pentru că iubirea ta începe să se schimbe pe ceilalți. Acum să revenim la diavolul care se exprimă cu acele cuvinte ceva, că nu este bine. Ce se întâmplă? Dar sunt și alte afirmații. Nu îmi place, nu este în regulă, nu este drept, tu nu știi ce faci, îți spun eu cum să faci. Deci toate negațiile acestea sunt ale diavolului, ale ego-ului. Și noi avem lângă noi niște ființe care nu mai sunt ființe umane și nu știm asta. Pentru că dacă nu ai iubire, din puterea neiubirii lor au putere să se exprime în modul acesta. Deci nu mai sunt ființe umane. Visul transumanismului al stăpânilor la lume.
S-a făcut deja la nivel de soft. Deci am fost reprogramați deja. Și cred că ar sări în sus când ar vedea că cineva zice că ceva nu e, că ceva este bine. Că nu există ceva care să nu fie în regulă în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Cred că asta ar fi cel mai periculos lucru pentru ei. Ca mulți oameni să înțeleagă că nu există ceva rău. Pentru că asta înseamnă că au ieșit din închisoarea aceea de toate zilele. Din lagărul acesta al programărilor. Care un lagăr ireal. Este ceva mental care este creat ca o iluzie în care noi o credem și o creăm realitatea noastră. Deci noi putem să ne detașăm de lagărul ăsta foarte ușor, realizând că lagărul ăla a fost creat în primul rând, deci nu este parte de noi, și noi crezând că suntem în cutia aia, noi intrăm automat, prinzându-ne de exterior, de fapt. Exteriorul are foarte mare legătură cu Matrix-ul. Deci cu cât, oricât ne uităm în exterior și ne focusăm atenția spre exterior, intrăm în lagăr, intrăm în pușcărie. Exact. Și hai să spunem cum se iese din pușcăria aceasta, cea de toate zilele. Tot ceea ce nu-ți convine, să consider că este bine. Tot ceea ce zici că nu este bine, trebuie să spui că este bine și să aduci argumente de ce este bine. Deci noi nu avem forță să ieșim de acolo pentru că nu avem argumente. În momentul că ai argumente, atunci apare strada de liniște. Când apare strada de liniște, te-ai desprins. Deci forța acelui lucru care ai zis că deci noi suntem legați de acele gânduri care considerăm că nu sunt în regulă, că e nedrept, că e necinstit, că e imoral. Toate lucrurile astea trebuie să le inversăm, să aducem argumente, să înțelegem că este foarte moral și drept ceea ce se întâmplă și că nu mai vedem niciun rău în lumea aceasta, atunci l-am desprins. Pentru asta a venit Iisus. Să ne arate că nu există ceva rău în lume. Dacă atingem această stare de liniște profundă, stare de liniște prezența lui Dumnezeu, noi nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră. Că dacă l-am avea pe Dumnezeu, deci liniștea aceea ar fi în viața noastră, păi toată viața s-a schimbat. Familia se schimbă, prietenii din jur, comunitatea în care suntem, tot se schimbă, numai în momentul în care tu nu mai vezi rău în lume, ai ieșit din închisoare, din matrix, că toată lumea se vaită cum ești din matrix. Așa se iese din matrix. Și ei ce fac? Tot timpul, prin televiziuni, tot timpul îți bat la cap că sunt oameni care se luptă, sunt două forțe care se bat, te îndeamnă să ții cu una și cu alta și atunci ești în luptă. Deci nu fac decât să... consumi energia. Din energia care tu le dai, le crește lor puterea, pentru că tu, de fapt, îi alimentezi cu energia ta, iubirea. Tu, în loc să fii în iubire, tu ești în ură. Și fiecare sentiment din ăsta negativ sau care este de frecvență foarte joasă, este, de fapt, puterea lor. Exact. Și așa am observat că... Mai era o chestie care vreau să spun. Scuză-mă că te-am întrebat, Marius. Eu, practicând chestia asta pe străzi, cu Dumnezeu străzi, am observat că cu cât practic zilnic chestia asta, să-i accept, am observat că și mirosurile dispar și, adică, nu-i mai... chestiile astea de cinci simțuri nu mai sunt acolo și doar îi văd perfecți. Și când îi mângâi și când sunt cu ei și ascult, nu mai, ego nu mai are puterea să se prindă de miros, de formă, de cum e îmbrăcat, că e jegos sau asta. Nu are cum să eticheteze, pentru că în starea aia de acceptare a omului din fața ta pe Dumnezeu, cum este și cum și-a luat el rolul, ego nu are forța să mai pună nicio etichetă. Pentru că iubirea este așa de mare că îl maci ca un laser și nu are efectiv, îl pârjolește. Dacă vrea să spună ceva, este oprit automat. Deci nici măcar nu are voie să comenteze ceva. Dar asta este din practică, cred. Cred că ne lipsește practica foarte mult. Deci, ca să schimbe soțul din fața ta, situația de viață care este conflictuală, trebuie doar să înțelegi că nu e conflictuală. Și când aduci argumente că nu este conflictuală, până obții o stare de liniște, când ai obținut stare de liniște, s-a schimbat situația de viață. Deci dacă nu atingem această... Deci noi suntem pe undeva superficial, nu ducem până la capăt sau nu facem acea argumentație pentru că nu este lene. Dar fără ea, situația de viață nu se schimbă. Pentru că ea a rezultat în urma unor repetiții. Ne-am gândit în mod repetat că lucrurile nu sunt în ordine, le-am creat în realitate și acum ca să le schimbăm sensul, trebuie să în mod repetat să înțelegem că nu este ceva în ordine, ca să putem să le schimbăm. Altfel n-avem puterea să le deprogramăm. Exact, asta este deprogramăm.
Cristina, ce zici? Da, la capitolul ăsta pot să zic din practica mea direct, adică eu am văzut că am creat o realitate horror în viața mea și atunci mi-a venit ideea să rămân în acceptare, a fost salvarea mea, pentru că rămânând în acceptare, adică, cum să spun, în îngăduință sau nu știu, în împăcare cu situația respectivă, ea s-a transformat miraculos. Cred că dacă intram în reacție, ceea ce puteam ușor să fac, doar amplificam tot ce s-a întâmplat. Așa că treaba noastră este să învățăm, să practicăm puțin, să ne calmăm. Adică când suntem puși în ceva ce nu ne convine, să înțelegem că e acolo pentru noi, că ne este de folos, ne e de neapărată trebuință și trebuie să trecem. Cum se trece? Se trece acceptând, împăcându-te cu situația aia, păstrându-ți pacea respectivă, adică nu intervenind, nu modificând și nu reacționând. E clar. Și îndată ce reușești să faci continuu, că nu e așa hocus pocus, na, gata, acum hocus pocus, mamă, că noi am vrea așa. Creăm un dezastru câțiva ani, ne atașăm sau ne lipim de materie sau de oameni sau iubim prost, condiționat sau nu știu cum, facem asta ani de zile și după aia am vrea așa, hocus pocus, să o modificăm invers. Nu merge așa. Dar merge dacă intri în această stare de non-intervenție. Deci dacă nu intervii și o lași să se întâmple, să se manifeste și cumva din interior te împaci cu ea, încet, încet se modifică. Asta este. Vreau să mai zic niște chestii legate de ego-ul ăsta, că tot ego-ul ăsta poate zic niște chestii mai sensibile așa cumva. Zice mereu sper că. Deci prostiile astea cu sper că nu știu ce o să se întâmple, sper că sunt tot ego. Sper și vreau sau nu se poate, astea sunt de la ego. Adică tot ce noi credem că e imposibil, să transformăm și să credem că e posibil. Da, sau tot ce zicem că altul nu știe, să înțelegem că de fapt e vorba despre noi și noi nu știm ceva. Adică întotdeauna o să vedem în fața noastră ceea ce nu vrem să vedem în noi. Noi nu vrem să vedem niște lucruri mizerabile în noi și atunci na, le vedem în fața noastră. Dar părerea mea este că mai bine să-ți dizolve go-ul singur decât să-ți-l dizolve alții. Nu știu, zic așa cu un umor. Adică mai bine te ocupi tu și faci munca asta și așa decât să se ocupe ceilalți. Chiar interesant. Deci vedem în jur ce nu vrem să vedem în noi. Da, fugim da. Ca un fel de umbre de ale noastre, nu vrem să ne întâlnim cu ele, nu așa, și ele ne sunt aduse în față. Dacă le acceptăm, se șterg. E foarte simplu. Și vreau să mai spun ceva legat de modul prin care ego, deci diavolul se inițiază și intră în viața noastră. Trebuie niciodată să nu lăsăm nicio gândire de nemulțumire, de critică, de acuzație, toate astea, neîntoarse, pe dos. Pentru că ele se vor adăuga la altele care au fost uitate și se transformă în necazurile din față. Care vin automat, că sunt programe acolo și te trezești și zici că eu nu sunt așa. Ba da, sunt lucruri pe care tu le-ai desconsiderat, ai considerat că nu sunt bune, nu e adevărat. Deci principalul păcat al nostru este că îl considerăm pe Dumnezeu că nu știe ce face, că nu e bine ce face. Că e necredincios, Dumnezeu e necredincios, ar trebui să se roage și El nu se roagă toată ziua la El însuși, ceea ce nu se poate, știm? Este absurd ca Dumnezeu, sufletul nostru, să se roage la El însuși. Este nedrept ceea ce face când El, de fapt, reglează, deci se lovește un ego cu alt ego, deci este bine ceea ce se face. Să nu există în sufletul și în mintea noastră credința că ceva nu este în regulă. Când ai stins toate lucrurile astea care ție nu-ți plac în viață și zici că nu sunt normale, nu sunt adevărate, nu sunt drepte, le-ai stins pe toate, nu mai poate să existe ego. Nu mai există suferință, dispar bolile și viața se prelungește, pentru că atunci curge energia prin tine și oamenii nu mai decad, măcar de dragul lor să faci lucrul acesta al copiilor, pentru că asta înseamnă să le faci o viață frumoasă. Deci totul depinde de tine, toată lumea depinde de tine, e agățată de tine, de eliberarea ta. Dacă tu poți să ieși din închisoarea aceasta, cea de toate zilele a ego-ului, atunci multă lume se va dezrobi, multe lume vei salva.
Și stăpânii la lume știu asta foarte bine. Ne țin în continuu conflict, zic că lucrurile nu sunt. Deci cel mai important lucru pentru ei, deci forța lor asta este. Să te facă tot timpul să te toace de dimineața până seara că lucrurile nu sunt bune. Că ăla e mai bogat decât tine, că ăla are mai mult, că ăla este nefericit. Adică tot timpul se trăiește într-o amăreală continuă, între tristețe și nemulțumire continuă. Ți-a luat sufletul. Când sufletul nu vede rău niciunde. Niciunde. Și când înțelegi lucrul ăsta, e cea mai mare eliberare. Că dacă nu atingi această stare de degajare totală față de exterior, noi nu ajungem în rai. Că raiul este starea aceasta în care, în momentul în care cineva te nemulțumește, tu să nu vezi nicio nemulțumire acolo. Când cineva vine și te jignește pe tine să nu te deranjeze. Când atingi această stare, acela este raiul. Dacă nu atingem pe pământ, dar se poate verifica. Fiecare din noi ne putem verifica. Dacă cineva vine și îți dă și te împinge puțin și tu nu te superi, sau vine și te jignește și zice că tu ești un prost, sau zice, e nedrept ceea ce zici tu, nu este adevărat ce spui tu, îți spun eu cum, tu se dai dreptate. Deci n-ai voie să reacționezi niciodată, este interzis să reacționezi, pentru că omul din față vine cu ceea ce este în tine, cu reacția din tine. Deci ai o reacție, îți va veni o reacție, ai o nemulțumire, îți va veni o nemulțumire. Deci cui pe cui se scoate? Deci nu omul este de vină și tu trebuie să-l lași așa cum este, că lecția este pentru tine. Și când faci lucrul acesta, nodul energetic care era acolo se degajă și nu se mai transformă într-o neplăcere mai mare mâine. Noi mereu adăugăm la viața noastră necazul din ce în ce mai mare, până când ne termină și se transformă în boli. Că asta înseamnă boala. Deci dacă Dumnezeu nu reușește prin neplăceri să te încenuncheze, încearcă prin boli. Deci când ni s-a dat o boală, este un nivel avansat. Că urmează după asta, urmează moartea. Deci suntem într-o stare de pericol foarte mare. Deci trebuie să nu ajungem la boală. Noi trebuie să rezolvăm în noi toate credințele acestea că Dumnezeu greșește. Și când înțelegi că Dumnezeu vine în toate formele și El este pe scenă și nu te poți duce pe scenă să zici actorilor că voi nu știți ce faceți, să te iei de regizor, să te iei de scenarist, să-i spui că nu-ți place piesa sau și mai departe, nu ai voie, este piesa Lui. Deci să lași în pace. Dacă ceva nu-ți convine, ai plecat. Deci nu poți să te urci pe scenă, ești un spectator. Trebuie să rămâne în poziția de spectator. Și este exact așa cum zicea Cristina, este interzis să ai un comentariu față de exterior, în sufletul tău, în mintea ta, în inima ta. Nu există. Totul este bine așa cum este. În fiecare clipă, totul este perfect în fiecare clipă. Că este ca și când ai nega măreția lui Dumnezeu, perfecțiunea Lui. Nu poți să negi, pentru că organismul social este exact cum este organismul nostru. Are infinite părți care intră în relații unele cu altele și nu poate fi administrat, nu poate fi înțeles de tine. Dacă el vine și reglează un om acum printr-o durere și dă un accident sau o boală, știe el de ce dă lucrul ăsta, ca în viitor să nu facă un cancer sau mai știu eu ce. Unii femei îi dă un trădător sau un mincinos ca să nu facă un cancer de sân. Deci asta este sensul. Trebuie să accepti ceea ce vine, că a venit ca să te regleze, și femeia considera că bărbatul ăla nu este în ordine, că nu știe ce face, dar ceea ce este în el este în ea. Când nu acceptă mincinosul, când bărbatul o minte, de fapt ea nu acceptă minciuna. Și cum să nu accepți pe Dumnezeu care se prezintă sub forma unui mincinos? Deci este o formă de mândrie acolo, că crede că ea deține adevărul, nu deține niciun adevăr. Starea ideală, deci starea de adevăr, este starea în care nu consideră niciun rău în lume. Aia este starea ideală. Când lași lumea așa greșită cum este cea mai mare frumusețe posibilă și cea mai mare eliberare posibilă. Pentru că pe om îl apasă propriile lui credințe că ceva nu e bine. Aia este un fel de lovitură, se lovește pe sine ca nebunul, știi? Își dă cu barosul, cu ciocanul în genunchi. Că asta înseamnă. Deci suferința care se provoacă nu este provocată de exterior. Suferința aceea este a ego-ului lui. Ego-ul a zis un gând, că ceva nu e în ordine, gândul acela s-a materializat și i s-a confirmat previziunea, după care el suferă. Deci el singur, ego-ul nostru, creează toată suferința aceasta. Nu există suferință în lume. Dacă omul ar gândi că nu este rău în lume, ar fi numai iubire, exterior, nu poate să fie altfel. Deci toată puterea este la el.
Marian, spune. Am scris acum pe chat, am spus că când acceptăm lumea greșită să fie așa cum este, realitatea se schimbă în lumea perfectă. Exact, devine perfectă. Da, pentru că nu mai are ce să... Nu-i mai vezi greșit pe nimeni, pentru că stai seama că este aberant să vezi pe cineva greșit. Este o absolută iluzie. Nu mai crezi o lume greșită ca să-ți producă ție o durere. Și nu-ți mai vine. Nu-ți mai vine realitatea, în primul rând. Nu-ți mai vine chestia asta. Se schimbă realitatea instant. Pentru că, cum ai spus tu, când ai schimbat și ai dat conotație la lucrul ăla că nu mai este greșit, el de fapt se schimbă exact cum noi ne programăm să o gândim. Și ai realitatea care de fapt ne se afișează în față. Exact. Și vindecarea vieții noastre a copilului și dar toate problemele, că stă la calculator, că înșeală, că trădează, nu știu ce, toate problemele viața se rezolvă numai așa. Vezi unde zici că ceva nu e în rod, îi inversezi, e inversul și aduce argumente. Și când obții starea de liniște, s-a dizolvat situația respectivă. Altfel nu se vindecă nimic. Și noi suntem de vină, că noi am zis că e ceva greșit. Deci imediat Dumnezeu ți se opune cu credința aceasta a ta pe care o ai că ceva nu este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu și că pentru că nu se poate. Nu se poate să nu fie bine. Știi? Și în plus a pornit din tine. Că tu ai zis că nu e bine și atunci ți-a venit confirmarea din față că nu e bine. Este ca un ecou. Îți vine înapoi ecou. Ești în oglindă, ai oglinzi în față. Dacă vrei ca oglinda să-ți arată o parte frumoasă, nu mai gândi rău deloc și îți va veni ceea ce gândești tu. Dacă Poliana a reușit să schimbe un oraș întreg și n-a făcut nimic deosebit decât a scos, a acordat circunstanțe atenuante. Adică la tot ceea ce oamenii ziceau că nu e bine, era întâlnise o femeie care era bolnavă și ea a reușit să o convingă că nu este bolnavă. Era o bolnavă închipuită, după care, într-adevăr, bolile veneau, pentru că ea credea în ele. Dar majoritatea facem așa. Nu credem că suntem bolnavi și creăm boala. E o problemă de credință. Și acum cu ce s-a întâmplat acum, cu planul acesta care a fost, asta a fost. Și a creat credința că e ceva acolo o boală. Și omul crezând s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit. Deci este doar a manipulat o credință. Nu este adevărat. Nu este nimic rău în lume. E doar credința noastră. Lumea este condusă de divin continuu. Credem că suntem autonomi, credem că greșim, dar nu înțelege că de fapt totul pornește din noi. Nu sunt oamenii de vină. Bogdan? Da. Prin armele interioare ne țină negativitate. Trebuie să răsturăm conceptele pe care le avem. Deci le inversăm. Schimbăm eticheta și se schimbă și realitatea. Și să nu punem eu în fața unei nemulțumiri sau unei critici, că nu e adevărat. Deci sufletul nu poate să afirme decât ceva încurajator. El susține viața, el nu atacă viața. Când ataci, omul a devenit diavol automat, mai ales când atacă persoana. El e entuziasm cu viața. Nu are cum să fie negativ. El e viața, nu se poate ataca pe sine. Da. E fantastică viața pentru el. Sufletul așa o vede. Nu vede niciun rău sau un negativ. Și un... Da, sau... Uite-te ce complexe, uite ce frumusețe ai în spatele tău, ce complexitate imensă acolo. Păi ce să fie rău în lumea aceasta a lui Dumnezeu? Noi suntem rai și noi suntem nefericiți și în rai. Știi când o să fie, când o să plecăm și o să ne mai dorim o zi aici, atunci o să zicem, dăm Doamne și lanțuri la gât că tot am să vin aici ca să mai experimentez. Atunci o să înțelegem de ce, cât e de prețioasă viața pe pământ. Am fost în rai și n-am știut că am fost în rai. Da. Așa e, Bogdan? Da. Mai voiam să spun că așa să nu mai punem atenția pe exterior. În momentul când nu mai ne focalizăm pe exterior, ne-am luat puterea și ne creăm realitatea, precum este în interiorul nostru. Dar ca să creeze realitatea conform, adică să fie miraculoasă, trebuie să-L punem pe Dumnezeu în comportament. Pentru că sunt multe învățături acum care să pune accentul pe gândire, pe gânduri, adică pe ego. Că
mintea e sediul ego-ului și această învățătură să pune accent pe comportament. Să fii tu cum trebuie și lumea va fi așa cum este interiorul tău. Deci accentul se pune pe comportament. Și atunci realitatea se schimbă precum suntem în interior. Exteriorul ne arată doar cum suntem noi, în interiorul nostru. Și primul pas ca să ajungem să înțelegem este restrângerea și să lăsăm armele interioare jos. Că atunci creăm opoziția. Când avem o nemulțumire, s-a creat o opoziție. Și vine ca să ne ducă în starea de umilință, în starea zero, să ne golească de eu. Și asta. Cristina, care e părerea ta? Părerea mea este că ar trebui să ne revenim și să înțelegem că noi nu trăim cumva într-un haos, că tot așa ni se pare că trăim un coșmar și că trăim așa dezorientați pe aici prin lumea asta lui Dumnezeu, când de fapt noi trăim într-o ordine perfectă. Dacă avem ochi să observăm, o să vedem că totul este într-o ordine perfectă și să ne gândim că avem o resursă enormă, supranaturală, care e sufletul nostru și care ne ajută. Și mai spun încă o dată ce ați spus și voi, că într-adevăr am observat așa și din experiența mea că sufletul lui nu îi pasă de nimic. Adică el doar iubește și atât, nu îi pasă de nimic. Însă, acum vorbesc cu Marian, de exemplu, noi trebuie să-i povestim la Marius cât am investit noi în ego-ul nostru. Că e cea mai mare investiție a noastră. Cea mai mare. Și cea mai bună, dacă te gândești, da. Cea mai bună. Când deci, am învățat cea mai mult. Am făcut o investiție de o viață. Enormă. Într-o gândire anume, în tipare, în standarde, în educație, în absolut, în materie. Am investit o viață întreagă în ceva ce acum aflăm că n-are nicio valoare. Și acum... Investiția asta noastră s-a dărâmat, înțelegi? S-a dărâmat. Îți dai seama că eu la fiecare client aveam o istorie personală la fiecare din ei. Da. Cum se îmbracă, care e nevasta, cum o cheamă, da. Cum vine în fiecare zi. Aveam așteptări să fie îmbrăcată într-un anumit fel în ziua respectivă, să se comporte în anumit fel. Deci aveam tot felul de... Și acum parcă s-au șters toți, parcă au căzut ca la domino. Deci nu, efectiv, cum ai zis tu, sufletul este nepăsător la ce este în exterior. Este ca un indiferent. Dar o indiferență nu că este... E o indiferență din asta cu o pace în spate imensă, infinită. E o indiferență care înțelege că exteriorul poate să ia forma care o vrea fără să fie afectat el. Da. Așa este. Doar că asta am vrut să râdem puțin și povesteam despre investiția asta noastră mare în tot ce înseamnă planul ego-ului și acum când aflăm că n-are nicio valoare, e puțin...